Neața. Neața și bine ne-am regăsit. Vă rog să-mi confirmați că se aude sau dacă se aude. Bun, deci cu sonorul stăm bine. Să trecem la treabă. La ce ne-am propus să vorbim în această seară, și anume despre cum să fii fericit. Subiectul mi-a fost sugerat cu ceva vreme în urmă. Și, evident, i-a venit și lui vremea. Mai sunt pe listă câteva. M-a întrebat despre respectiva persoană, m-a întrebat despre metode practice prin care poți să devii fericit. Bineînțeles că cerința asta a venit, sau cererea asta a venit de la cineva cu mintea masculină care se gândește că fericirea poate fi obținută prin efort. Da. Și exact despre asta vom discuta până să trecem la partea practică. Exact despre asta vom discuta, și anume despre cele două abordări. Care abordări sunt, evident, ca orice chestie polară, în contradicție. Și avem întâi abordarea vestică, în special americană, a minții americane masculine, care este pusă pe cuceriri, da? Și care crede că prin efort poate să obțină orice. Confundă banii, bunurile și posesiile materiale cu ceea ce se întâmplă în interior. Și au ideea, în special acest curent al dezvoltării personale, are ideea că lucrurile astea sau tot ce ține de interior poate fi obținut în același mod prin care pot fi obținute lucrurile în exterior. Din păcate, pentru ei nu este așa. O bucată de vreme și eu am încercat metoda asta și nu a funcționat. Și aici putem să introducem în această categorie tot ceea ce toate tehnicile și metodele care sugerează că prin efort, prin etapizare, poți obține fericirea, liniștea, pacea, recunoștința și așa mai departe. Da? Și aici vorbim despre afirmații, despre luptă, despre pași succesivi de făcut, cum să faci un pas în 7 pași. Da? Genul ăsta de metode. Sunt multe, nu le pot enumera pe toate, dar sunt o grămadă de cărți, da, din cultura, subcultura asta a dezvoltării personale, care toate vorbesc despre efortul pe care poți să-l faci, etapizat, pentru a ajunge la fericire. A doua abordare este cea estică, a minții feminine, care spune că doar stând și nefăcând nimic poți obține fericirea. Bineînțeles că acestea două sunt extreme, pentru că poți să stai sute de ani așezat în postură, practicând o anumită metodă, așteptând să vină nu știu ce stare sau nu știu ce sentiment care să-ți confirme că ești fericit. E, cumva, inclusiv în această parte, abordarea este tot pe așteptare. Dacă
în cea vestică, da, în prima metodă discutată, este trebuie să facem efort pentru a primi. Deci tot un soi de așteptare, doar că este în efort. Trebuie să fac asta ca să obțin asta. Trebuie să plătesc cumva ca să obțin ceva. A doua este stai mult și bine și la un moment dat te va trăzni. Bineînțeles că niciuna dintre abordări nu este sănătoasă pentru că efortul duce la epuizare și efortul, mai ales efortul făcut fără criteriu și fără discernământ, nu are niciun cap și nicio coadă. Iar cealaltă cale a, să-i spunem, non-efortului, dar nu este non-efort, că este, așteptarea este și ea un efort. Să stai să aștepți pur și simplu să se întâmple lucrurile, presupune un efort, implică un efort. Acestea ar fi cele două căi. După aia, ar mai fi ceva de explicat referitor la titlu. Tocmai pentru că nu poți să faci efort, sau mai bine zis, efortul pe care le faci, pe care îl faci, te îndepărtează și nu te apropie de acest deziderat care se numește fericire. Tu nu poți să faci nimic să fii fericit. Deci titlul este eronat, pentru că nu am alte cuvinte. Nu pot să explic în limba română cum este să nu faci nimic. Sau orice cuvânt aș folosi sau orice fel de cuvinte aș folosi pentru a desemna starea asta, ar induce în eroare. Când vorbim despre fericire, există două, să-i spunem, nu pot să le spun abordări, dar pot să le spun stări. Da. Există să fii fericire, deci nu fericit. Adică starea să existe în tine și practic tu să te contopești cu ea. Și asta este abordarea feminină, corectă, de asta dată. Și a doua este cum să-i spun? E foarte greu să explic în cuvinte. Deci dacă prima este a fi fericire, a doua este fericirea însăși, starea care există în tine, pe care o găsești în tine. Cumva tot efortul pe care îl ai de făcut nu este de a găsi fericirea, ci de a demonta tot ceea ce împiedică fericirea. Evident, aici sunt foarte multe, pot fi foarte multe discuții legate de ce înseamnă fericirea pentru fiecare. Însă, în această seară, în acest material, voi încerca să demonstrez practic că fericirea nu este diferită pentru nimeni, sau mai bine este la fel pentru fiecare, pentru toți. Are un singur fel de manifestare sau o singură formă de manifestare. Este într-un singur fel. Revin la ceea ce spuneam acum câteva secunde, și anume că din punct de vedere al personalității și din punct de vedere al individului care caută ceva, discuția asta despre fericire poate fi extinsă la infinit dintr-un simplu motiv, că pentru fiecare înseamnă altceva. Repet, aceasta se referă, acest tip de discuție sau de abordare se referă strict la așteptare sau la efort, la căutare. Pentru că fiecare își imaginează că pentru el fericirea înseamnă ceva. Nu se știe de unde a împrumutat ideile, din ce filme sau din ce povești sau din ce exemple din mediul în care a trăit, da? Luate din spațiul în care s-a dezvoltat mintea respectivă.
Nu se știe de unde a luat ideile, dar le-a luat și crede că fericirea înseamnă ceva. Însă, acestea sunt doar niște noțiuni teoretice, concepte, niște idei, care nu au legătură cu fericirea. Și acum, pentru că e cazul să trecem la practică și după preambolul ăsta care, zic eu, a clarificat niște lucruri legate de teorie, hai să trecem să vedem cum este în practică. Și după aia o să vă explic noțiunile aferente, da? Întâi, înainte de orice, acest exercițiu se desfășoară în doi pași. Primul este acela de a identifica starea actuală. Adică exact starea în care te afli acum. Nu este ceva în viitor, nu este ceva în trecut, este ceva ce se întâmplă acum. Starea în care te afli în acest moment. Care este ea? Deci identificarea stării de acum, da? Care legătură cu trecutul, care legătură cu viitorul, este irelevant. Contează să identifici corect starea în care te afli acum. Al doilea pas este să accepți starea așa cum este, fără niciun fel de moft, de pretenție, de așteptare, de scenariu. Da? Deci primul pas este identificăm starea, al doilea pas este acceptăm tot ceea ce se întâmplă. Și al treilea pas, despre care vom vorbi după, este ceea ce se va întâmpla. Dar nu vă povestesc dinainte, pentru că asta e ideea, asta e și farmecul, trebuie să descoperiți. Să vedeți voi cum este. După aia vom discuta despre asta. Deci începem prin a sta câteva minute, sau ne așezăm pentru a sta câteva minute cu noi, fiecare cu el însuși. Repet, primul pas este acela de a identifica starea în care te afli și al doilea este acela de a accepta în totalitate starea, situația, contextul în care te afli. Fără comentarii, fără mofturi, fără pretenții și așa mai departe. Ok? Bun. Avem la dispoziție, să spunem, 3 minute, da? Bun, începem. Că vrei să stai cu ochii închiși, că vrei să stai cu ochii deschiși, este irelevant. Din nou. Este indicat să stai cu ochii închiși pentru că în felul ăsta nu te mai distrage mediul. Așadar, începem. 3 minute din acest moment. Identificăm starea, stăm cu ea și o acceptăm exact așa cum este.
Bun. Au trecut cele 3 minuțele. Și acum vă rog să-mi spuneți ce ați descoperit. Deci după ce ați identificat starea și ați acceptat-o în totalitate, exact așa cum ați găsit-o, ce ați descoperit? Al treilea pas. Bun. Exact ce spuneam la început. Acum nu fac altceva decât să confirm prin acest exercițiu că lucrurile sunt extrem de simple. Așadar, nu poți să faci nimic pentru a fi fericit. Nu poți să faci niciun efort în această direcție. Poți să muncești tu toată viața. Să te păcălești că făcând nu știu ce mare lucru, nu știu ce mare chestiune, cucerind lumea, vei ajunge să fii fericit. Asta este o mare țeapă, o mare păcăleală. Există două aspecte care se întâmplă, după cum ați văzut, într-un interval foarte scurt de timp. Primul este că simți fericirea, dar nu o simți la nivel sentimental. Nu se întâmplă la nivel emoțional. Da, corpul poate somatiza anumite stări. Psihoemoționalul poate manifesta anumite stări atunci când lucrurile se așează. Da, pentru că atunci când agitația se calmează, evident, tensiunile acumulate de-a lungul timpului sunt somatizate. Chiar și într-un interval atât de scurt de timp. Deci ăsta e primul pas. Să simți. Și o simți, fiecare o simte la nivel personal. Da? E personalizată treaba asta. Al doilea pas este, sau a doua etapă din acest al treilea pas este ești fericire. Deci dacă în prima fază este fericirea prin tine, cumva ca ceva separat, o simți cum trece prin tine, în a doua etapă, dacă lucrurile se așează corespunzător, constați că ești fericire. Și aceasta se manifestă, noi îi spunem fericire, da? Dar este bucurie. Este nimic altceva decât o bucurie intensă și în același timp foarte calmă, foarte așezată, foarte relaxată. Nu este vorba despre pasiune, nu este vorba despre zbucium, nu este vorba despre agitația aia specifică bucuriei pe care o cunoaștem noi. Că vezi, Doamne, a fi bucuros înseamnă să hohotești, să te agiți, să te zbați. Nu, este o bucurie foarte blândă, precum flacăra de la lumânare. Ceva foarte așezat. E, această bucurie poate să intervină, sau fericire, cum vrei să-i spui, poate să intervină în două condiții. Și aici ajungem la ceea ce vroiam să discut, de fapt, despre, sau mai bine zis, ce vroiam să scot în evidență, de fapt. Și anume că atâta timp cât există aceste două elemente, bucuria nu este posibilă. Și vorbim despre așteptări și nemulțumire, care sunt tot timpul prezente în mintea fiecăruia, și care de fiecare dată creează scenarii, prin intermediul lor sunt create scenarii și probleme constant.
În condițiile în care aceste două există și sunt interdependente, când nemulțumirea și așteptările merg mână în mână, da? Sunt legate una de cealaltă. Ai așteptări, apare nemulțumire. Ai așteptări, apare nemulțumire. Și tot așa. Și din nemulțumire, din nou așteptări. Și uite așa, merg mână în mână până te plictisești. Cât timp există acestea două, ești tot timpul în afară. Ești în exterior. În aceste condiții este imposibil să te așezi. Este imposibil să poți să stai cu tine. Da? Dacă mintea mea este tot timpul orientată spre exterior, aștept ceva de la soț, aștept ceva de la soție, aștept ceva de la iubită, aștept de la copii, de la mamă, de la tată, aștept tot timpul ceva. Cât timp ești în așteptare, această așteptare creează nemulțumire? Vă rog să-mi răspundeți, dacă puteți. Deci uitați-vă, fiecare se uită în el, vede dacă există așteptări, sub ce formă se prezintă acestea și ce efect au. Aha. Deci are sens ce spun, da? Dacă există așteptări, există nemulțumire. Dacă există nemulțumire, există așteptări. Și evident de acolo se nasc frustrări, probleme, discuții, tensiuni, bla 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 bla, da? Și dacă tot timpul ești în starea asta, adică în cercul ăsta vicios, așteptare, nemulțumire, care creează după aia un milion de rezultate, nu este normal ca toată energia ta să fie perturbată? Să nu te poți așeza? Nu este normal ca în condițiile în care tot timpul mintea ta așteaptă ceva, fie bine, fie rău, fie proiectează un scenariu pozitiv, fie proiectează unul negativ, aceste așteptări tot timpul lucrează și constant sunt create semințe de nemulțumire. Nu este normal să n-ai timp să te așezi? Acum, dând deoparte, ați văzut în exercițiul anterior, da, care într-un timp relativ scurt, ce 3 minute, nimica toată, ați văzut cam cum stau lucrurile în timp real. Dacă dai deoparte tot ce se numește așteptare și nemulțumire în acest moment, deci nu mai departe de acest moment, de această clipă, spune-mi și mie de ce ai să te mai plângi. Mai ai vreun motiv să te lamentezi? Dacă toate lucrurile sunt așa cum sunt, exact așa cum sunt, soțul e așa, soția e așa, copiii sunt așa și așa mai departe. Dacă în acest moment dispar cele două elemente, le elimini, măcar pentru un minut, nu mai ai așteptări, nu mai ai nemulțumiri, ce se întâmplă? Ce rămâne? Ce rămâne dacă înlăturăm cei doi viruși? Exact. Dacă stai cu acest nimic, cum spune Ana, vei constata că acest nimic este bucurie. E o stare de gol și bucurie fără motiv. Ești ca un copil, inocent, care n-are niciun motiv să se plângă, n-are niciun fel de probleme și pur și simplu ești acolo. Bineînțeles că...
Mintea ce, odată ce se sesizează că există riscul să piardă controlul, va crea tot felul de probleme. Va începe să vină cu tot felul de situații nerezolvate, cu tot felul de lucruri de făcut, cu tot felul de activități de făcut. Bineînțeles că este necesar să le rezolvi. Este necesar să-ți rezolvi problemele de zi cu zi. Să-ți plătești facturile, să ai grijă de copii, să-ți îngrijești casa, să duci câinile afară și așa mai departe. Deci, lucrurile din viața de zi cu zi trebuie făcute pentru că avem o experiență lumească. Și această experiență lumească, din ce este ea construită, presupune să te implici să rezolvi anumite lucruri. Care lucruri ghișce sunt consecința alegerilor pe care le-ai făcut. Această bucurie este permanent accesibilă. Este permanent aici. Dacă vrei să-i spui fericire, poți să-i spui fericire, n-ai decât. Dacă vrei să-i spui binecuvântare, grație, poți să-i spui cum vrei tu. Important este să nu te agăzi de cuvinte. Pentru că și aici e un foarte mare risc, da? Vreau să replic, pentru că mintea, odată ce a descoperit starea asta, vrea să o replice forțat și vrea să înlăture problemele cu forța. Nu mai vreau să mai fac asta, nu mă mai interesează asta, nu mai vreau să mai... Vreau doar să fiu fericit. Din păcate, nu se poate. Pentru că dacă faci greșeala asta, să începi să vânezi starea asta, care este un cadou, după ce dai gunoaiele deoparte, vei amplifica problemele. Așadar, această stare nu este de vânat ca un trofeu, ca pe un trofeu. Această stare este o consecință firească a faptului că dai deoparte ceea ce o obturează. Deci munca ta nu trebuie să fie, așa cum spun vesticii, da, mintea asta masculină, trebuie să muncești, trebuie să te agiți, trebuie să câștigi și atunci o să fii fericit. Deci nu e nevoie să faci niciun efort în direcția asta, adică să înlături, să dai deoparte toate chestiunile așa zis negative și să vânezi numai pozitivul, făcând afirmații și alte bazacori. Nu. Rezolvă-ți problemele. Deci rezolvă ceea ce te neliniștește, ceea ce te nemulțumește, dacă se poate rezolva, evident. Pentru că dacă nu se poate rezolva în exterior, asta e. Sunt lucruri care pot fi rezolvate, sunt lucruri care nu pot fi rezolvate. Dar modul în care abordezi tu respectiva situație este esențial. Pentru că dacă tu consideri că respectiva situație, să zicem că ai o relație cu cineva și că viața ta depinde de persoana respectivă, păi ai o foarte mare problemă. În cazul acesta tot timpul vei sta în așteptare și tot timpul vei fi nefericit. De ce? Tocmai pentru că ești în afară, tocmai pentru că te duci la vânătoare. În aceste condiții plantezi constant sămânță de nefericire. Deci dacă vrei să apară starea asta, trebuie să dai deoparte tot ceea ce o obturează, tot ceea ce o face inaccesibilă. Și da, la început este dificil. Dificil pentru că sunt o grămadă de lucruri de care mintea se agață. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Însă, dacă înveți, că nu pot să-i spun învățat, dar e un fel de a spune, da? Dacă înveți să-ți rezervi timp în fiecare zi, de câteva ori pe zi, să faci treaba asta, să dai deoparte problemele, măcar pentru 2-3 minute pe zi, să te așezi, să respiri și să lași totul să se așeze. Ghiși ce, sămânța asta, încet, încet, va crește. Și problemele nu vor mai fi probleme. Vor fi mult mai ușor de rezolvat, pentru că una este să rezolvi ceea ce ai de rezolvat din starea de stres, de preocupare, de îngrijorare, și alta este să le rezolvi din stare de relax. Nu neapărat de bucurie, poate fi nimic. Poate fi o stare de gol. Dar acest gol este și el aparent, pentru că nu e niciodată gol. Pare gol. Este o perioadă de trecere. Da? Pentru foarte mulți care trec de la prea multă activitate sau de la prea multe preocupări la asta, există o zonă de vid în care nu e nimic aparent
Și cu toate astea, mintea se preocupă că ar mai trebui să mai fie ceva. Își face probleme că e prea gol, ceva nu e în regulă, trebuie să avem ceva activitate. Bun, deci cam asta e despre, să-i spunem așa, despre cum să fii fericit. Revin asupra acestui aspect. Tu nu poți să fii fericit cu forța. Tu poți să fii în cele două faze. Deci ori ești nefericit și maschezi nefericirea prin diverse chestiuni, ori dai deoparte gunoaiele și simți că există fericire în tine, și a treia etapă care se întâmplă unora care au curaj să treacă mai departe, când devii fericire sau bucurie. Pur și simplu, aceasta preia controlul asupra ta. Și simți toate aceste lucruri, trăiești în natura asta umană, simți pentru că ai psiho-emoționalul care se manifestă și spui că simți fericire. De fapt, emoționalul îți arată ceea ce se întâmplă în tine. Tu, prin intermediul stărilor, manifesti ceea ce se întâmplă în tine, în stare naturală. Și atunci poți să o denumești, poți să-i spui simt asta sau nu știu. Am senzația asta, am sentimentul ăsta. Dar și ăsta este incorrect. Că astea sunt doar cuvinte, doar etichete pe care le pui unei așa zise stări, care este permanent acolo. Deci nu poți să fii fericit. Ori ești nefericit, ori simți fericire, ori ești fericire. Deci sunt cele trei etape. Bineînțeles, noi am făcut exercițiul ăsta așa, pe scurt, și n-am vrut decât să vă arăt care e gustul. Restul ține de practică. Pentru unii durează, poate dura 3 minute, pentru alții dura o secundă și pentru alții o viață, ca să învețe să dea deoparte toate gunoaiele astea care obturează liniștea. Așa că cam asta e deocamdată. Da? Adică cam asta este despre cum să fii fericit. Bun, hai să vedem dacă există și Adrian, da, pentru că dacă aștept ceva, înseamnă că simt lipsa acelui și implicit nemulțumire. Laura, da, există, constat că există un mecanism care declanșează automat aceste așteptări și apoi apare dezamăgirea la fel. Da. De-aia spun că pentru unii durează mai mult și pentru unii mai puțin. E în funcție de bagajul psihoemoțional acumulat de memorie și de atașamentul de acest bagaj. Cu cât ești mai atașat de memorie, de ceea ce s-a întâmplat în trecut, cu atât proiectezi mai mult în viitor, un viitor modificat, adică un trecut modificat în viitor, și cu cât atașamentul este mai puternic, cu atât este mai dificil să te liniștești. Adică să aduci liniștea în tine. E mult mai dificil. Cu cât atașamentul scade, cu atât lucrurile devin mult mai simple. Ionuț, nimic, dar problema rămâne nerezolvată. Asta era valabil, răspunsul ăsta era la ce e acolo. Da, problema rămâne nerezolvată pentru că ai chestiuni, și nu e valabilă doar pentru tine treaba asta, ci pentru foarte mulți, care caută în lumea spirituală salvarea, în condițiile în care au nevoie de psihoterapie. Deci problemele nerezolvate de natură emoțională, psihoemoțională, nu se rezolvă cu meditație. V-am mai spus-o și o repet. Foarte mulți cad în capcana asta să creadă că un maestru, un guru sau oricine altcineva sau nu știu ce tehnică sau metodă le pot rezolva problemele de natură psihoemoțională pe care le au înmagazinate în sistem. Gen dependențe, atașamente, frică și așa mai departe. Îmi pare rău, nu se poate.
Nimeni nu-ți poate rezolva problemele de natura asta în lumea spirituală. Ba mai rău, cu cât te duci, dacă te duci cu ele în lumea spirituală, o să te trag înapoi. De aceea, înainte de a intra în practică, și am spus chestia asta și o mai spun, și o să o mai spun de un milion de ori, meditația sau practica în sine este pentru cei care se maturizează din punct de vedere psihoemoțional. Pentru că dacă intri pe teritoriul ăsta cu probleme nerezolvate, o iei razna. Și din păcate sunt foarte mulți care fac greșeala asta. Intră cu probleme de natură emoțională, gen frică de abandon, da? Adică frică de moarte, gen atașament în relație, gen diverse, da? Și vor să practice. Și practică ce? Doar postura, pentru că problemele lor rămân nerezolvate. Deci dacă rămân probleme nerezolvate, este pentru că nu sunt rezolvate. Da, tu simți bucurie pentru un moment. După care, mintea cu problemele ei revine. Deci, ce am spus mai devreme, trebuie rezolvate problemele lumești. Nu le eviți, nu fugi de ele. Nu te duci să cauți iluminarea și bucuria nesfârșită. Rezolvă-ți problemele și astea vor veni de la sine. Maestre, nu e niciun maestru aici. Subscriu la ceea ce spui, dar eu întreb cum poate fi viața noastră fără a avea un minim de așteptare. Uite exact așa. Uite la mine și exact așa e. Fără niciun fel de așteptare. Deci stai așa, fără niciun fel de așteptare. Uite, asta e viața. Ai impresia că-ți moare corpul, ai impresia că-ți moare mintea, ai impresia că-ți mor sentimentele dacă nu mai ai așteptări? Ești cât se poate de uman. Ba dimpotrivă, cu cât elimini așteptările, devii și mai uman. Pentru că neavând așteptări, adică problemele tale interne sunt rezolvate și dispar așteptările, începi să te uiți mai bine la tine, nu mai ești proiectat în afară. Și când te înțelegi pe tine, ghiși ce începi să înțelegi pe ceilalți. Începi să înțelegi de ce fac anumite lucruri, de ce se comportă într-un anumit fel, de ce au un anumit limbaj și așa mai departe. Da? Deci nu este imposibil să trăiești fără nicio așteptare. Pur și simplu, se poate. Florina, și dacă nu e nici bucurie, nici tristețe, exact ce spuneam mai devreme, asta este starea de tranziție de gol, de la mintea prea agitată și prea preocupată, până la bucurie, este o zonă de vid. Când mintea nu știe ce să facă și așa, se uită în aer. Ramona, și atunci când vrem să ne rezolvăm problemele, fiecare din noi, tot în așteptare de schimbare suntem. E aici e o capcană. Este necesar în ceea ce privește rezolvarea problemelor de natură psihoemoțională, lumești, ca să le spunem așa, cum li se spune în biserică, ai nevoie să faci un efort. Asta înseamnă să lucrezi cu cineva, asta înseamnă să te uiți la tine sub îndrumare. Deci pentru a rezolva, pentru a te dezvăța de ceea ce ai învățat de la alții, este necesar efortul. După ce aceste probleme au fost rezolvate, atunci nu mai este nevoie de efort. Doar stai cu tine, ești relaxat în tine. Dar până acolo, până să te dezveți de tot ce ai învățat, tot ce ai copiat și ai împrumutat de la alții, trebuie să muncești. Tu. Cristina, atunci când ai așteptări și duc la ceva bun, noi experimentăm o stare de bine, de fericire. Da. Și cât durează starea, Cristina? Cât durează starea aia, motivată de ceva? Un minut, o oră, o zi, două, după care ce se întâmplă? Intri din nou în ciclu. Și uite așa, mintea vrea din nou o stare de fericire și începe să vâneze. Începe să-și dorească, începe să proiecteze. Aia nu se numește fericire. Deci tot ce este, cum spunea Ramana, nu?
tot ce vine și pleacă nu este real. Deci bucuria reală este nemotivată. Pur și simplu nu are niciun fel de motiv pentru a exista. Este acolo. Ramona, foarte confuz acest material. Confuz este un pic mintea ta, care caută niște soluții și niște rețete care să o facă să simtă într-un anumit fel. Să se... Da? Să trăiască în o ceva. Să trăiască ceva anume. De-aia e confuză. E, n-am găsit o soluție, n-am găsit o rețetă. Nu mi-a spus cum să fac 7 pași, cum să fac un pas în 7 pași. Dacă vrei să fii fericit, spală-te pe dinți, bea apă caldă dimineața, mănâncă semințe de pin, scobește-te în nas, du-te și fă căcuța și așa mai departe. După cum ai văzut, lucrurile sunt mult mai simple de atât. Pașii sunt pentru exterior. Florin, azi a apărut această stare câteva ore, apoi a dispărut. Da. Din nou, și aici o altă capcană, la început, când mintea este foarte activă, sau nu la început, pe parcurs, da? Mintea este încă foarte activă și foarte interesată de procesele astea care se întâmplă în viața de zi cu zi, starea vine și pleacă. Deci nu-ți imagina că o să se întâmple, și asta e valabil pentru majoritatea, da? Pentru foarte puțin se întâmplă să fie constantă, să rămână. Pentru majoritatea este nevoie de efort pentru a învăța mintea să nu-și mai bage nasul. Pentru ca această stare să rămână continuu, trebuie să-i dai voie să vină și să plece, precum respirația. Dacă tu oprești pe inspir, te sufoci. Dacă te oprești pe expir, te sufoci. Deci este un du-te-vino, e bioritm. Toate stările vin și pleacă. Toate stările. De-aia spun că bucuria reală nu este o stare. Dacă este o stare, nu e reală. Ea se poate manifesta sub formă de stare la un moment dat, dar nu este reală. Este doar o stare. Și ca orice stare, vine și pleacă. Orice gând, orice emoție, orice sentiment, vine și pleacă. De aceea nu e real. Poți ajunge la fericire fără a trăi nefericirea, Constantin? Nu. Nu. Și asta pentru că am părăsit când eram mici, asta e povestea, da, părăsirii Edenului, am părăsit grădina și am intrat în lume. Am mușcat din măr și am învățat ce înseamnă nefericirea. Și acum trebuie să ne dezvățăm de ce am învățat în legătură cu mușcatul mărului. Trebuie să încetăm să mai mușcăm din măr și să-l lăsăm întreg așa cum este el. Și atunci o să fie liniște și pace. Ana, eu am rezolvat așteptările cu live-urile dumneavoastră, dar soțul meu nu și am ajuns la divorț. Cu siguranță nu sunt live-urile de vină și cu siguranță nu ai rezolvat așteptările. Sau dacă le-ai rezolvat, însăși ideea asta că soțul tău trebuia să facă ceva, asta e o așteptare. Asta arată că nu ai rezolvat așteptările. Adrian, câteodată îmi zic gândurile că mor dacă pur și simplu nu fac nimic în acest moment. Da, este absolut normal. Exact ce spuneam mai devreme, și anume că mintea va căuta, dacă vede că există un gol, va căuta să-l umple. Va căuta să facă ceva pentru a completa ceea ce îi se pare că e gol. De ce? Pentru că atunci când există gol, pierde puterea, pierde controlul. Ăsta este și rostul practicii, să înveți să stai cât mai mult în gol. Da? Când stai în postură sau când ești tot timpul atent la tine, fără să mai fii deranjat de ce este în exterior. Și aici nu înseamnă că nu mai faci nimic. Da? Înseamnă că îți vezi de viața ta atent la ceea ce faci. Mintea va căuta tot timpul să revină constant cu povești, cu scenarii, cu filme. Că este natura ei. Tu, treaba ta este să stai cu ochiul pe ea. Mihaela, Alexe, traumele pot fi eliminate prin acest exercițiu? Nu. Pentru asta ai nevoie de ajutor.
Ionela, în psihoterapie nu am rezolvat toate dependențele. Păi depinde cât ai făcut, cu cine ai făcut, asupra căror aspecte au fost concentrate sesiunile. Deci aici e foarte subiectivă treaba asta. Dependențele nu ți le rezolvă psihoterapia, ți le rezolvi tu prin intermediul psihoterapiei. Deci psihoterapeutul îți dă doar niște instrumente, restul e munca ta. Dacă tu nu vrei să scapi de o anumită dependență, el n-are să-ți facă. Poate să-ți dea o lopată să sapi, dar nu te poate obliga să sapi. Dacă tu ești atașat de țigara ta și nu vrei să scapi de ea, pentru că îți provoacă plăcere, adică ești atașat de plăcere și de suferință în același timp, păi cu ce te poate ajuta psihoterapeutul? El poate să-ți spună ce să faci, anumite tehnici, anumite metode. Dar dacă tu nu le pui în practică, nu-i problema lui. Ana Maria, ce este fericirea? Bănuiesc că ai venit mai târziu. Reia materialul, du-te la exercițiul ăla de 3 minute și o să vezi ce este. Îmi dau seama că am așteptări, Cristina, îmi dau seama că am așteptări, dar nu reușesc întotdeauna să le elimin la timp ca să nu intru în poveste, fie ea pozitivă sau negativă. Nicio problemă. Prin exercițiu se întâmplă. Nicoleta, bucurie e stare fără de stres. Da și nu. Poți fi foarte stresat și bucuros în același timp. Știu că e paradoxal, dar asta e. De-aia, vezi, tendința minții automat este aceea de a se duce să fie extremistă. Numai așa. Nu. Toate există polar. Fericirea și nefericirea merg mână în mână. Suferința și bucuria merg mână în mână. Da? Deci sunt toate împreună. Nu-i nimic separat. Bunul și răul merg împreună. Când te duci numai într-o parte, exact cum fac esticii și vesticii, da? Fie să duc numai înăuntru, fie să duc numai în afară, aia e nefericirea. Atașamentul de extreme. Asta generează nefericire. Liviu, uneori cred că trăiesc atât de parte de fizic și de psihic, un loc divin, dacă când revin, dă cu mine de pământ. Propria ta minte dă cu tine de pământ, pentru că tu te proiectezi probabil undeva în afară ca să scapi de probleme, iar problemele nerezolvate vin și te iau de mânuță și îți arată, știi, mai ai încă treabă de făcut. Deci ea și le rezolvă. De-aia spun că spiritualitatea asta, genul ăsta de spiritualitate, că îi spun cu ș, este toxică. Fugim de probleme, ne izolăm, nu vrem să rezolvăm chestiunile și ne așteptăm să fim fericiți. Pare rău, dar problemele lumești te trag de mânuță. Te trag de mânuță și te aduc înapoi de fiecare dată ca să începi să îți dai seama că nu poți să scapi de pe lumea asta așa cum vrei tu. Adrian, deci dacă renunț la control voit, sunt gata să se întâmple orice, mintea îmi spune că dispar. Nu poți renunța la control voit. Renunțarea la control înseamnă control. Eu îmi impun să renunț la control, adică controlez controlul. Dana, psihoterapia este o soluție, dar nu avem condiții pentru așa ceva. Suntem departe de oraș, avem și serviciu. Se numesc sesiuni online. Există tehnologie, iar live-ul ăsta este făcut prin intermediul tehnologiei. Așa pot fi făcute și sesiuni online de psihoterapie. Sunt oameni care lucrează online. Cunosc o grămadă de terapeuți care asta fac. Mai ales în perioada asta în care vorbim de limitările impuse. Da. Bun, cam asta e. Cam asta a fost discuția despre a fi fericit. Ori de câte ori aveți vreo nelămurire sau vreo întrebare legată de ce înseamnă această bucurie sau ce înseamnă această fericire, nu trebuie decât să vă întoarceți la acel mic exercițiu, da, de 3 minuțele și stați acolo. Faceți-l ori de câte ori aveți posibilitatea pe parcursul zilei și o să vedeți că nu mai aveți nevoie de niciun fel de explicație. Am vorbit o grămadă pentru chestii care nu trebuie explicate.
Pentru că, na, explicațiile sunt întotdeauna necesare sau împărtășirile astea la nivel teoretic sunt necesare pentru a arăta că nu sunt necesare. De-aia și insist asupra practicii. Dacă rămâi doar la nivel teoretic, pare rău, n-am cu ce să te ajut. Dacă te uiți doar din tot materialul ăsta care a durat aproape o oră, doar la alea 3 minute, nu-ți mai trebuie nimic. Cele 3 minute sunt mai mult decât suficiente pentru orice întrebare ai avea. Deci nu mai ai nevoie de nimic altceva. Ok. Eu vă mulțumesc din nou pentru prezență. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru colaborare, că mi-ați răspuns la întrebări, da? Pentru întrebările voastre, pentru sugestii și ne vedem data viitoare. Seară liniștită tuturor!